Cu ocazia sărbătorilor de Paști, secția Cultură, Turism, Tineret și Sport din cadrul Consiliului Raional Florești, în frunte cu doamna Ina Litra, a organizat un festival-concurs dedicat cântecelor pascale, cu genericul Lângă Crucea Ta, Iisuse. La concurs au participat 16 colective cu titlul onorific model și colective de amatori. Îmbrăcați în haine naționale, participanții au interpretat cântece pascale și au prezentat expoziții ce reprezentau obiceiurile de Paști de la noi din țară. Juriul și organizatorii au rămas entuziasmați de talent și maestria concursanțelor. Festivalul concurs raional dedicat cânticului pascal cu genericul Lângă Crucea Ta, Iisuse. Au evaluat 16 colective cu titlul model, formații folclorice, soliști individuali, expoziții care au fost prezentate, au fost toți premiați. Festivalul dedicat cânticul pascal Lângă Crucea Ta, Iisuse, a fost la ediția 10. An ce trece, repertoriul acestor colective se îmbogățește cu noi piese și suntem foarte bucuroși că aceste piese sunt autentice. Mulți participanți care evoluează în scenă cântă și în corurile bisericești. De asemenea, a devenit o tradiție de a forma niște expoziții tradiționale bucatelor și copturilor de Paște. Participanții mărturisesc că au depus mult efort și dăruire de sine pentru a se prezenta la un nivel înalt. Tot ei spun că astfel de activități sunt binevenite, mai ales pentru generația tânără, care trebuie să transmită generațiilor următoare tradițiile și obiceiurile de Paști a poporului nostru. Cu colectivul la Izvoraș Capă Rece am demonstrat artistismul de care dăm parte și împreună cu băieții din ansamblu am făcut o frumoasă reprezentare a sărbătorilor pascale. De 9 ani, în permanență, participăm la acest festival cu genericul Lângă Crucea Ta, Iisuse. Cu mare dragoste interpretăm cântece pascale consacrate, închinate Domnului Iisus Hristos. Toate colectivele au primit câte o diplomă de onoare și câte un premiu bănesc din partea organizatorilor. Festivalul este la a 10-a ediție în Raionul Florești și, după cum au relatat organizatorii concursului, pe viitor se vor mai organiza astfel de manifestații pentru a păstra și a transmite obiceiurile pascale din țara noastră.